Bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod de Terraria. Data trecută am terminat noi pre-hard mode-uri, am bătut oro flash-ul și acum am eu o mică povestioară. Ei bine, am filmat eu aseară, vreo oră așa ceva de Terraria, în care am făcut cam începutul de la hard mode. Și ei bine, am minat eu puțin pe acolo, mi-am făcut ceva armură de titanium, am făcut eu pe aici ce am făcut... Și mi s-a luat curentul. Și cum eu sunt inteligent și nu fac și o pauză din când în când în filmare, e bine, s-a dus o oră și ceva de filmat. Trecând peste casă, explic pe scurt ce am făcut. Am fost prin pământ. De fapt, nu. Cum să începem? Hai să facem așa. O să ne regăsim noi în ăsta, în Corruption, prima dată. Bun, deci cum începi, ca și jucător de început, cum se începe hard modul? E bine... După ce am bătut eu Wall of Flash-ul, am primit eu de la Wall of Flash un Pawn Hammer. Și bine, ce faci tu cu Pawn Hammer-ul ăsta? Trebuie să vii în Corruption și să cauți altare. Ce sunt altarele? Chestiile astea de genul ăsta. Da, hai să găsești și eu câteva mai la suprafață. Uite aici. Și eu, în momentul față, dacă vreau să sparg eu altarele astea, eu trebuie să sparg, îmi arată mie că pot să sparg neapărat cu un ciocan. Ele se pot sparge doar cu ciocane. Nu pot sparg nici blocurile de dedesubt până nu sparg altarul în sine. Și dacă aș încerca eu să sparg altarul ăsta cu un ciocan care are mai puțin de 80% hammer power, se va întâmpla asta. Îmi va da mie damage. Dar dacă eu sparg cu un ciocan care are mai mult de 80% hammer power, pot să-l sparg. Și o să-mi zice, o să-mi spună mie că lumea mea a fost binecuvântată cu Palladium. Ei bine, așa începe hard mode-ul și trebuie să sparg eu cât mai multe altare de genul ăsta, care am făcut deja asta. Asta o dată la mână. Nu e nevoie să stau aici să explic și restul. Se poate vedea în chat aici că am fost binecuvântat cu Palladium, Oricalcum și Titanium. Puteam bine, altfel să am Cobalt, Mithril și Adamantite, adică celelalte minereuri care pot apărea. Le poți avea pe o lume. Pentru că așa cum era și în pre-hard mode, la fel cum exista cupru și tin, fier și plumb care sunt echivalente, așa există și cobalt și palladium, oricalcum și mitril și titanium și adamantite. Și eu am avut noroc să le primesc pe astea. Bun, asta odată. Am fost eu aminat și în felul următor. M-am dus eu și am avut eu acest târnăcop din Hellstone. Am spart eu destul de mult palladium și mi-am făcut un târnăcop de palladium. După care, cu târnăcopul de palladium, am putut eu să sparg oricalcum, pentru că dacă aș fi avut eu cu târnăcopul de Hellstone, nu pot să sparg eu oricalcum, dar cu târnăcopul de palladium pot să sparg. E o chestie progresivă. Apoi, eu dacă m-aș fi dus cu ăsta cu oricalcum la un anvil normal care l-am avut eu înainte, un anvil de lead sau de fier, nu aș fi putut să fi făcut târnăcopul de oricalcum. Așa că prima dată am trebuit eu să fac un anvil de oricalcum și abia apoi am putut să fac și un târnăcop de oricalcum. Apoi, după asta... Eu cu 30 de bucăți de titanium și un Hellforge am putut să-mi craftez un titanium forge și la fel se face și cu adamantite și cu mitril în cazul în care na, pică pe o lume. După care mi-am craftat eu o armură full titanium. În 2016-2017 parcă, Terraria a făcut un crossover cu Dungeon Defenders 2 și ei bine, Terraria s-a băgat un event complet nou-nouț. Și anume, dacă vin eu cu un stand de ăsta care la fel îl cumperi de la NPC-ul la care am cumpărat eu mai devreme cristalul și dau click dreapta pe el, se va porni eventul. Și anume, în partea stângă și în partea dreaptă o să spawneze câte un portal de genul ăsta și eu o să pot să pun câte o turetă cu acest staff care la fel am cumpărat eu de la NPC-ul respectiv. Cum am putut să pun tureta asta? E bine, aici am mic să vede. Lângă staff apare un 2. Ei bine, ăla e practic sunt cristalele pe care le primesc eu de la goblini ăștia dacă îi bat. Și odată ce am 10 cristale de genul ăsta, pot eu să spawnez încă o turetă de genul ăsta. O adiție pe care totuși developerii de la Terraria au ascultat de o comunitate și în sfârșit au băgat-o. Ei bine, acum pe cristalul ăsta apare un timer
până la următorul event, mă rog, așa apare și înainte, dar pot eu să fac click dreapta pe el și să duce timerul, din fericire. Eventul ăsta e un event care trebuia bătut puțin mai devreme, dacă chiar voiai să-i folosești și armele lui pe parcursul jocului. Dar eu nu l-am făcut până acum și îl fac acum că na, să fie făcut. Odată la ceva timp după ce am făcut eu un anume număr de wave-uri, voi primi eu un Defender Medal, cu care la rândul lor pot eu să mă duc să cumpăr mai multe arme și armuri de la NPC-ul ăla. Mă las așa, mori și tu mai repede, că nu mi-am chef. Ia să-ți mor tu, că s-a spawnat 3. Urmă dată. 4! Mă, cât se spawnează, mă? Sau oare s-o respawna? Stai că de asta n-am mai întâlnit până acum, de ce? Dacă îl bat prea repede, se mai spawnează? A, cred că da, stai așa, mă, că trebuie să fie wave-ul umplut ca să practic să-l poți să-l termin. A, deci așa funcționează, mă. A, ia uite, mă, cu te-am primit, ești nebun la cap. Mamă, 4 world table-uri. Și cum am spus eu, episodul trecut, că până acum n-am avut eu un al cincilea accesoriu care să-mi fie și util. E bine, am bădut eu, la fel în filmarea de oră și ceva, 2 mimici, adică 2 creaturi care seamănă cu niște chesturi, dar la fel, când te apropii de ei, o să se transforme și o să te atace, o să vină să te atace și dacă îi bați tu, o să primești un accesoriu din astea două și eu cum am avut un loc, le-am primit fix pe astea două și pot eu să-mi fac din Star Cloak și Cross Necklace un Star Veil, care îmi mărește mie durata de invincibilitate după ce mi-au damage, plus când sunt atacat de un mob, când sunt lovit, o să pice niște stele din cer. Bun, și deci am făcut eu rost de acolo de la dragonii, așa zis și dragonii, whatever, chestii, am făcut rost de Solo Flight și de la Harpy, am făcut eu rost de 10 pene și mai vreau eu de aici Solo Flight astea. Și pot eu acum să-mi fac o pereche de Angel Wings. Și da, știu că sunt cele mai basic și aș putea să mă duc să fac rost de unele mai șmechere, dar mi-e relativ silă, sincer. Bun, și acum pot și o să zbor. Știu că o să mă mișc ca naiba de încet, dar pot să zbor. Yay! Bun, și acum aici în Hallowed, după ce am amenajat eu puțin locul, am eu aici în inventar niște Gelatin Crystal. E bine, chestiile astea se folosesc pentru a spawna Queen Slime-ul. Și cum se face rost de ele? E bine, prin pământ, pe aici, prin Hello, unde am eu în deșert, se pot vedea că aici sunt Crystal Shard-uri și din când în când se mai poate spawna și cât un Gelatin Crystal de genul ăsta, cu care pot eu să-l folosesc. Și de ce parte vine din stânga? Vine Queen Slime-ul. La fel, ca și la Dierclops, asta va fi prima dată când încerc și o să bat Queen Slime-ul pe normal mod. Pentru că ca la Dierclops, nu m-am jucat niciun pic cu normal modul prin 2018, cam așa, 2018-2019 nu m-am mai jucat eu cu normal modul. Adică am jucat doar pe loom de expert. Sunt curios care e diferența, sincer. Mă, da, odată la mână faptul că dă mai puțin damage, aia e clar. Sunt curios care e diferența în sine ca și la phase-uri. Acum, teoretic, îți scade ea la jumătate de viață, da. O să-și deschidă aripile. Au. Și asta a fost și Queen Slime-ul. Mă, sincer să fiu, da, e la fel ca și Dierclops-ul. Tot o să continui să zic, e un boss greuț. Pentru faptul că are foarte multe chestii care sunt așa greu de învățat să le dai dodge. La fel, știu că n-am profitat de shimmer-ul ăsta cum trebuie, că puteam să profit mult mai mult dacă făceam anumite chestii, dar aia e. Deci, mai pot eu să-mi arunc în shimmer-ul ăsta un mana crystal.
care se va transforma el într-un Arcane Crystal și spune permanently increase mana regeneration și pot să-mi arunc un orice fel de fruct la fel în Shimmer și se va transforma în Ambrosia. Nu știu cum se citește în engleză. Îmi spune mie că permanently increase mining and building speed. Am făcut eu câteva pregătiri să-mi craftez câteva arme și iteme care să mă ajute pe mine în bătăliile următoare cu boșii. Și anume, am eu aici am pușculiță odată la mână, un shotgun, ceva Soul of Night și Dark Shards. Shotgun-ul de la se cumpără de la Arm Dealer, Dark Shard-urile pică de la Dark Mummies, mumii care se spawnează într-un deșert care e corupt și suflete. Soul of Night care sunt dropate de la cam orice mobul omori din Underground Corruption. Pot eu să craftez un Onyx Blaster cu Magic Missile-ul care l-am găsit eu acum mai mult timp prin dungeon, plus la fel Light Shard, la fel ca și Dark Shard, sunt dropate de mumiile din deșert, doar că trebuie să fie mumii de Hallowed, gen un deșert, așa cum l-am eu aici pe ăsta. Și pot eu să craftez Sky Fracture. Dintr-un Spell Tome, Cursed Flame și Soul of Night, o să craftez eu o carte de mage, doar că momentan nu pot să o craftez aici, dar aveam eu aici, luată dintr-o peșteră ceva, aparent l-am luat din Hell, am o bibliotecă. O pun eu pe jos și dacă nu știu dacă mi-ajunge range-ul până acolo oare. Hai că mi-ajunge, bun. Am eu aici un Cursed Flames, o carte de mage care e destul de OP. Nu știu chiar dacă ar trebui să o folosesc pentru că n-ar fi. Cred că un pic cam ușoară bătălia care o suport eu acum. Dintr-un Nature's Gift pe care o primești din junglă când spargi random flori, plus un Mana Potion care e o poțiune de mana de level 2 cum ar veni, pot eu să fac un Mana Flower. Și accesoriul ăsta, dacă l-am eu echipat, îmi permite mie să folosească automat gen caracterul poțiuni de mana când am rămas fără mana. Adică în ce sens? Eu, de exemplu, dacă trag cu asta, cu ocazia asta vedem și cum trage, la un moment dat acolo în dreapta o să mi se ducă mie mana și nu o să mai pot să trag. Dar eu, dacă apăs pe F, o să pot să beau o poțiune și pot din nou să trag. Dar dacă eu am ăsta echipat și trag în continuu, eu acum nu țin mâna pe tastatură, o să-mi bea automat poțiunile de mana. Cred că cam asta e prezentarea itemelor ăstora. Și plus de asta, am mai făcut eu rost din... din de pe aici, din Corruption, din pământ, am bătut eu un corupt mimic și am primit un Unreal Dart Rifle, care trage cu darturi și am craftat eu darturile astea dintr-un cristal de genul ăsta sau un Cursed Flame sau mai știu eu ce, pot să craftez darturi, pot să craftez până și Poison Darts din, stingere, care sunt dropate de la horneturi din junglă. Și acum, aș vrea eu, că tot e noapte și totuși am pus autopauzul on, ca să nu pierd timp în timp ce mai povestesc eu pe aici, am aici eu un Mechanical Skull, care ăsta vreau să-l bat acum pentru că mi s-a pus în gând să-l bat. Am amenajat eu aici o arenă specială pentru bătăliile cu boșii care îi voi bate eu acum. Bun, și fără să pierdem mai mult timp, hai să-i dăm noi drumul la bătălie. Acum am realizat un lucru, eu n-am făcut gloanțele. Bun, deci, ce e Skeletron Prime ăsta? Până acum, în pre-hard mode, m-am bătut eu prima dată cu Eye of Cthulhu, apoi m-am bătut cu Eater of Worlds și apoi m-am bătut cu Skeletronul. Ei bine, în hard mode, există variantele fiecărora dintre ăștia trei boși, doar că mecanice. Și trebuie ei bătuți ca să pot trece mai încolo în progresia jocului. Acum, la fel ca și bătălia de la Skeletron normal, e el ca și capul de schelet plus mâini, doar că de data asta în loc de două mâini, cât de cât să zicem scheletice umane, adică cu degete, are el mâini mecanice, și anume o mână cu un laser, o mână care lansează, bombe, o mână ceva cu drujbă și o mână care e, o mână, pe scurt, care are două degete, cred că pot să le zic așa. Bun, și acum să mă și folosesc eu de armele de mage. Sincer, din ce ne-a update-eram 1.3.4 parcă,
când s-au băgat odată la mână Skyfracture-ul și Onyx Blaster-ul. Nu știu, prefer foarte, foarte mult armele astea, nu știu, îmi place în sine mecanica lor. Stai că mor, eu nu mă uitam la viață. Efectiv, mă bazam pe ureche că na, sunt bun. Și oricum, între timp m-am gândit eu că poate ar fi fost o idee, dacă tot joc pe normal și e easy chestii, ar fi fost o idee să fi făcut un playthrough gen doar cu o anume clasă, dar... deja sunt avansat mai bine de fapt, nu tocmai jumate, undeva la un procent de 40%. Deci nu știu cât rost ar mai avea acum. Zic asta că, mamă, uite să vezi acum că facem treabă. 11.56, trebuie să fiu atent pe ceas. Că trebuie să-l bat până la 4.30. La fel ca și la scheletronul normal, trebuie eu să mă feresc de capul lui cât să învârte mai ales. Pentru că atunci chiar îmi dă o tonă de damage. Totuși, față de bătălia cu scheletronul normal, aici nu ai... Aici ai imunitate la knockback, deci e chiar și mai ușor, dacă pot să zic așa. Bineînțeles, din nou, e normal mod. Nu pot să zic că acum o bătălie ușoară pentru simplu fapt că e cea mai ușoară dificultate. Aproximativ. Că dintre timp m-am gândit că stai că mai au încă o dificultate, dar aia se obține doar pe journey mod. Și stai că n-am folosit Cursed Flame sosă deloc. Pam, 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 pam. Și cred că ăla a fost. Bun, și asta a fost și bătălia cu Skeletron Prime. Oh, stai că am ratat ceva. Deci, ce-mi dropează el mie acum? Odată la mână sunt Hallowed Bar plus aceste suflete roșii, Soul of Fright, care sunt sufletele specifice Skeletron Prime-ului. Și mă vor ajuta pe mine în anumite crafting-uri. Bun, și deci, la începutul videoclipului am bătut eu primul tier, nici cum se numește. Practic, Old One's Army-ul de nivel 1. Și acum, după ce am bătut eu primul meu boss mecanic, se vor spawna Old One's Army de tier 2. Așa funcționează eventul. Cred că ar fi fost o idee bună să fi pus eu niște conveyor belt-uri pe aici să-mi aducă mie direct cristalele, da, aia acum. Nu știu sincer dacă o să reușesc să-l bad în prima, pentru că de data asta sunt relativ bine cu progresia în joc, încât să poți să zici că poți să-i bat pe ăștia la un nivel, chiar să fie o provocare, să zicem așa. La fel nu cred că am spus eu ce e ăsta. E bine, e un Clinger Staff, care la fel, când am fost eu prin Underground în Corruption, la fel, am bătut eu încă un alt mimic și mi-a dropat mie Clinger Staff-ul ăsta, care pune el așa un perete din Cursed Flames și cam nimic nu prea poate să treacă de el, deoarece are un knockback foarte nesimțit. Adică, după cum se poate observa, aici l-am pus și încă n-a trecut nimeni. Bun, hai că am primit un Defender Medal, yay! Încă două și pot să-mi iau și un staff mai bun. Și da, știu că parcă prea uzez așa de mult Cursed Flame-urile astea, dar momentan nu cred că am alt armă cu care pot să fac față. Ar mai fi dar rifle-ul ăsta, da? Bun, hai că am făcut rost și de Defender Medal-urile de care aș avea nevoie pentru încă un de ăsta. O să numește pentru un staff mai bun. O altă idiosine pe care e posibil să o fi făcut. Mi-am pus eu acum toate staff-urile pe partea asta, doar că e posibil ca boss-ul să-mi vină din partea cealaltă. Hai să vedem. Și acum vine boss-ul, anume ogrele. Dar ca să vin odată. Să văd dacă și da. O să fie interesant să-l bat. Mă, nu, fii atent. Oh, mamă, cât damage-i dau. Dar tot parcă se mișcă la cam repede. Mor, mă. Nu. Mișcă. Mor. Bun. Am spawnat-o.
Mă, să am și o grijă să nu mor. Pentru că și eu trebuie să supraviețuiesc ca să pot să apăr cristalul. Nu mă, muriți. Muriți. Nu mai vreau să mai bat încă un ogre. Vreau să scap de ei. Hai, crăpați. Nu spune că trebuie să-l bat pe la casă să termine. Nu, stai că crăp. Mor, te rog eu. Pălăsă. Bun. Oh, aleluia. M-am speriat puțin. Mișcă-te, mă. Și am primit eu și restul de Defender Medals. Oh. Cu care acum ar trebui eu să mă duc să-mi iau un de ăsta, cum se cheamă, un staff mai bun. Și am eu acum aici armele de la ogre, dar nu știu zic dacă aș vrea să le folosesc, adică odată la mâna asta nu mi se pare atât de useful. Parcă asta nici măcar n-are secondary attack. Asta pe de altă parte mai e puțin folositoare, adică atacul principal e relativ, dar ăsta e mai șmecher cum trage. Bun, deci cam asta o să fie cu episodul ăsta. Am bătut până acum. În episodul ăsta am bătut la început, îi se numesc Old One's Army Tier 1, Queen Slime-ul și Skeletron Prime-ul, plus Old One's Army de Tier 2. Data viitoare probabil o să batem și restul de boss mecanici și o să trecem mai departe în progresia jocului. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și eu ce să mai zic. O zi frumoasă în continuare vă urez. Bye bye.